la ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 29.11.2018, ora 15. Mai înainte de a începe, aș vrea să zic că este o ședință extraordinară care mi se oferă în anul centenarului și doresc ca la începerea ei să ascultăm imnul și să ținem un moment de reculegere pentru toți cei care au văzut pentru patria noastră. Când cei de jos se mișcă, cei de sus cad. Și aș vrea să luați aminte la aceasta. În semn de protest, eu părăsesc această ședință a gunoaielor. Mulțumim, doamnă. Mulțumim. Înainte de a da citire, ordine de zi, supun aprobării procesului verbal de la ședința ordinară. Domnul președinte, stați, tot respectul pentru doamna Busoară. Doamna Busoară a spus că părăsește această ședință a gunoaielor. Nu am înțeles. S-a referit la conținutul. Nu știu la ce s-a referit, dar părăsește această ședință a gunoaielor. Nu știu dacă chiar suntem așa gunoaielor. Respectul pentru profesia dânsei și cine este ce-a făcut, dar nu mă știu dacă e corect. Ne convine, nu știu eu cum vine ordinea de zi până la urmă. Asta este. Ii se putem oameni cu această ordine de zi, nu dezbatem cu ordine, nu respectem. Până la urmă, asta este. Când vine această cetățeană în ședința Consiliului, invitată sau neinvitată de primat, potrivit articolul 52 din legea 215, da? Și jignește, îi aruncă domnului primar o anumită drăgălășenie, da, eu fost elev, e altceva. Dar eu ce vina? Asta e întrebarea. Eu vreau să informez. Asta e ordinea de zi stabilită, domnul. Poftiți? Nu a fost invitată de noi. Poate domnul președinte a invitat, eu nu am invitat. Da, da, lege, lege, domnule. Dacă nu o respectăm, dacă... E o altă poveste, domnul președinte. Am mai discutat. Dacă nu se respectă legea, atunci ne merităm soarta. Puteți să impuneți ordinea, domnul președinte, adică să dați voie la cuvânt, că poate o invitate.
Să le opriți dreptul la cuvânt. Domnul Gole, el a dorit să opresc. N-am fost niciodată mai supărat ca acum. Asta e adevărul. Doar nu știți comportamentul din Consiliul Local. Sunt un om disciplinat, educat și ce vreți dumneavoastră. Dar nu se procedează așa. Eu m-am referit la domnul președinte care trebuie. Care a scăpat ședința de mână, dar o adus. Da, a dorit să scape domnul consilier, pentru că știe situația. Se cunoaște, deci nu vorbiți exact la subiect. Înainte de a da citire ordinei de zi, supun aprobării procesul verbal de la ședința ordinară din data de 31.10.2018. Cine este pentru? Se abține cineva? Se aprobat cu majoritate de voturi. Și dați-mi voie să citesc ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Mitrofan Mihai Ciprian, președinte de ședință pentru luna decembrie 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor drumuri din domeniul privat al orașului Târgu Ocna, date în administrarea către SECUP-TESA, prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 112 din 22.12.2016, cu modificări de ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor și tarifelor calificate de SC, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice, pentru prestațiile executate de societate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru declanșarea procedurii de achiziție a unui teren în vederea amplasării stației electrice de 110-20 de kW. Proiect de hotărâre 5. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 15 din 2302-2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, reabilitare și modernizare străzi din zona centrală a orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 7. Informare privind adresa Agenției Naționale de Integritate, numărul 37.361, din 2018. Punctul 8. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? De pe ordinea de zi a fost retras punctul 2. Cel cu proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din domeniul privat al orașului Târgu Ocna date administrarea către SECU și se suplimentează ordinea de zi cu un nou punct, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor organizate la nivelul orașului cu proiectul sărbătorilor de iarnă, prin dispoziția primarului numărul 502-26-11-2018. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect care am citit. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnule președinte, ați pomenit de scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2. Cine a propus scoaterea? Inițiator. Păi, noi de ce n-am știut? Păi a fost de suplimentare am știut. A fost în ultima... Ultima care? Ultima clipă, să zic așa. Cum suntem obișnuiți. El a fost ședința ala unde nu a fost aprobat, a fost materialul, a fost și pe ordinea de zi a adunării generale acționarilor și nu a fost aprobat acest punct. Deci, ar fi fost corect ca dumneavoastră să spunem. Inițiatorul ordinii de zi propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2. Și atunci noi mai gândeam, scoate-o.
Deci să înțeleg că a fost scoasă de pe ordinea de zi în urma ședinței a dat care a avut loc la CUP, la care noi doi nu am participat. Asta e altă poveste, domnule președinte. Deci eu am fost invitat la ședință cu anumite ordine de zi. Și pe parcurs mi s-a cerut și suplimentar. Mi s-a cerut. Bun. Când se scoate de pe ordinea de zi, anunțăm Consiliul ăsta local, catalogat într-un anumit mod de cineva, inițiatorul propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2. Și votăm. Gata. Da? Nu trebuie votat în funcție de trage. Inițiatorul unui proiect poate retrage oricând de pe ordinea de zi. Doamna secretară, vă rog frumos, nu mă contraziceți, că știu eu ce vorbesc. Atâta timp cât ți s-a propus o ordine de zi, când ți se scoate un punct de pe ordinea de zi, trebuie să se aducă la cunoștință. Mi s-a pus la cunoștință acum. Da. Modalitatea de a comunica este un pic deficitară. De punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor și tarifelor practicate de... 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Mitropan Mihai Ciprian, președinte de ședință pentru luna decembrie 2018. Avizul comisiei, nu comisia revizită la data de scătălătorie. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la punctul 3. Direct. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor și tarifelor practicate de SECE, compania de utilități publice, UOPNA SA, în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice pentru prestațiile executate de societate. Comisia juridică de a desfavorabil cu două opțiuni. Comisia economică a desfavorabil cu două opțiuni. Comisia pentru banii care desfavorabil cu Mulțumesc. Discuții? Pe marginea prețurilor și tarifelor? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru declanșarea procedurii de achiziție a unui teren în vederea reamplasării stației electrice de 110-20 de kW. Comisia juridică a dat aviz favorabil, la fel de o abținere. Comisia economică a aviz defavorabil, poate 5 abțineri. Comisia pentru banii s-a aviz favorabil, cu tot abținere. Mulțumesc. Discuții? Imaginea proiectului. Vă rog. Ați venit că executiva a venit și în ședința trecută. S-au purtat discuții de această temă și în ședința trecută și chiar ne-am exprimat cu punctul de vedere și ne menținem cu punctul de vedere. Nu putem, în primul rând, nu avem bani să cumpărăm un teren să predăm, să-l dăm spre în folosință gratuită. Și au furnizorului de energie electrică. Sunt convins că legea nu ne poate obliga să cumpărăm un teren dacă nu-l avem și să-l punem la dispoziția lui Delgaz. Să nu mai vorbim că Delgazul este furnizorul de energie electrică în zona noastră, că facturile la energie electrică sunt cum sunt și plus de asta au și venit cu... Am văzut adresa de la ei, ei ne indică și terenul pe care pur să-l cumpărăm și să-l dăm. Nu știu dacă este în regulă această chestiune. Nu știu dacă este în regulă și veniți și ne cereți un acord de principiu ca să facem ce? Să cumpărăm cu cât îl vom cumpăra? Cât e prețul lor? Așa suntem dat ori. Nici nu avem bani să-l cumpărăm în primul rând. Ce facem? Mulțumesc.
În aceeași idee, eu știu că privații care au avut terenul expropiat și au fost confruntați stâlpi, stații de transformare, sonde sau altceva pe domeniul lor și le-au revendicat, aceste societăți, care sunt de interes național până la urmă, plătesc o chirie, plătesc de devență. Noi le dăm gratuit, adică s-au cumpărat să le dăm gratuit, aici am și eu niște teme de întrebare. Și ei au obligații până la urmă. Ei au în contract cu statul, au și obligații să ne furnizeze energie electrică, să facă investiții, să și le facă. Nu ne pot obliga, nu ne poate obliga nimeni, nici măcar legea, să cumpărăm un teren pe care nu-l avem. Facem o listă cu terenurile care le avem, le punem la dispoziție, alegeți unul din terenurile care sunt disponibile și le avem în proprietatea noastră și construiți acolo o stație de transformare de 110. Dacă nu, cumpărați un teren, că sunt terenuri. La ieșire din oraș, pe partea stângă, exact sub rețeaua de 500, unde le-ar pica bine să o facă, să-și cumpere teren, este destul de ieftin, cu factura care o încasează într-o lună de la primărie, își cumpără teren acolo. Și Comisia de Urbanism s-a dezbătut acest subiect. În principiu, noi am fost de acord pentru demararea procedurilor. Deci, pe două, se purtau discuție cu scopul de a dobândi acest teren ca să ajutăm mutarea acestei stații. Dar nu știm în ce măsură noi, Consiliul Local, trebuie să plătim acest raport, dacă nu suntem proprietari. Deci, pentru demararea acestei proceduri de achiziție, știu eu, poate proiectul, poate fi modic, vorbim de la prezumția de bune intenții, cu toți luptăm pentru așa ceva și cred că demararea unor astfel de discuții este benefică. Poate chiar nu-i foarte mult. Sunt de acord cu acesta, dar raportul de evaluare nu știu dacă trebuie să facem noi. Dacă nu suntem proprietari, sau poate cine știe. Poate terenul ăla nici nu este destul de zăi. Trebuie să întrebăm proprietarul. Mulțumesc. Am înțeles că este destinat vânzării. Am întrebat că la ședința trecută, știți despre teren, mi s-a spus, da, este și acum este. Domnul viceprimar, lăsați-l pe domnul Roșescu, că-i dăm până înainte și după aia vorbesc. Domnule președinte, îmi pare foarte rău. Sper că nu v-am deranjat cu luările mele de poziție. Nu. Că m-am înscris primul la cuvânt, dar i-a stat cuvântul domnului Rusu. Am zis că, da, îl cunoașteți mai de mult. Apoi i-ați dat cuvântul doamnei. E firesc că e doamnă. Dar noroc că domnul viceprimar a observat că m-am înscris din timp. Încă din când am plecat de acasă. Problema este în felul următor. Ar fi trebuit cel care inițiază proiectul de hotărâre, nu domnul primar. Cei din anturajul domnului sale, din aparatul. Domnului sale. Să vină să-mi spună concret. Avem obligația legală cu trimitere la text de lege să asigurăm din gazul, cum îl cheamă, mai ontem, terenul pentru a-și amplasa stații de transformare. Dacă sunt obligații legale, nu ne putem opune. Dar ce observ eu aici, ca manieră de lucru. Prima dată se aduce o discuție în mod verbal. După aia ne se aduce să dăm acordul de principiu. Se ridică acea problemă care a ridicat-o și doamna consilieră Barna. Avem obligații noi să suportăm raportul de evaluare? Dacă da, iar nu ne putem opune legii. Dar să ni se aducă textul de lege în față, să vedem. Avem abilitatea legală să aprobăm sau nu? În raportul de specialitate se spune așa, lucru de fapt sesizat și de domnul consilier Rusu. Urmarea corespondenței purtate cu Delgaz Grid, distribuitor de electricitate, rezultă necesitatea reamplasării stației electrice și acum, atenție, iar amplasamentul propus de acesta este pe proprietatea unei societăți comerciale. Păi,
Nu ce societăți comerciale sunt. Putea să spun, societatea comercială X sau Y. Nu? Deci, să ne se spună din capul locului realitățile cum sunt, temeiul legal care există și noi, în cunoștință din cauză, votăm, da sau nu. Dacă suntem permanent păstrați într-o anumită ceață, cum să spun, ne uităm și noi la vecin, o votat, nu o votat, ce părere are și așa mai departe. Deci acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc. Haideți să îmi scutăm un pic de la cauza care a generat această discuție. Delgazul a sesizat Consiliul Local, poate unii dintre noastră, pe cea parte din Consiliul Local în perioada pe 2005, când au fost primii inundații în zonă și a fost afectat foarte tare stațiile de transformare. Apoi celelalte inundații care s-au succedat, nu de aceleași dimensiuni, de fiecare dată au afectat stația de transformare și alte terenuri din zona limitrofă. Urmarea acestui fapt a solicitat să-și mute stația de transformare de pe acea locație pe un alt teren, cu obligația Delgazului de a moderniza, de a o aduce la standardele care se cer pentru orașul nostru în această perioadă. Bineînțeles că Delgazul ar fi preferat dacă se poate pe aliniamentul care îl are rețeaua de înaltă. Deci o fel de problemă, numai că au solicitat în același timp să le punem la folosință o ATO, o suprafață de teren pe care să-și reamplaseze această stație. Faptul că pe alimentul cu care era cel mai apropiat și venea mai ușor pentru investiția pe care l-au făcut, terenul este foarte scump în comparație cu un alt teren care îi mai e în spate, aproape de parcul pentru câini, unde e zona aparține domnului terenul care e situat lângă o altă care compania, nu compania, societatea Uteconseca, depozitul și anumite activități productive și a câinilor. Și, de fapt, terenul care e, așa zis, de cazimate, unde proprietarul, am înțeles că are un preț scăzut la o limită pe se poate de rezonabilă pentru a putea fi achiziționat, comparativ cu partea de pe alea mea la care făceam referire. Știți cine e proprietar? Care e? Pamponetul. Ideea aceasta este pentru a nu lăsa orașul peste 2-3 ani de zile, când ne-au și dat un termen, la prima situație de inundații, lucrurile se pot complica foarte tare pentru orașul nostru, în sensul după prămâne, fără stați în transformare, și în principiu fără pune direct de copilioare îndelungată de timp. Asta a fost și motivul pentru care s-a întocmit acest proiect și a discutat cu dumneavoastră. Nu se vrea, consecințele le vor suporta pe viitor. Unii au făcut afirmații că poate ar fi ceva, un interes din partea mea, n-am niciun fel de interes și eu am un teren în zona respectivă, dar n-are nicio legătură. Terenul meu, de pe partea opusă, e mult mai ușor și în zona inundabilă, cu terenul la care s-a făcut referire. Li s-a comunicat celor de la Delgaz, că am fost împreună cu directorul de acolo, pentru a vedea în teren cum stau lucrurile și le-am explicat că nu li se poate oferi terenul pe care îl solicitau el, care l-a spus dumneavoastră, hașurat pe acea hartă care a prezentat-o, numai datorită costului, la prețului. Dacă sunteți de acord să achiziționăm terenul la prețurile care este acolo, fără niciun fel de probleme, dar prețurile vă spun că sunt mai mari. Aparține aceleași proprietar, totul, al colegului. Domnul Rosari. Domnul viceprimar, dați-mi voie să nu vă dau dreptate. Și nu mai faceți afirmații și nu mai speriați lumea că peste 2 ani poate să nu mai avem curent, s-ar putea să nu avem curent. Delgazul are obligația
prin contractul care îl are cu statul român și prin lege să furnizeze electricitate populației. N-au decât să-și facă investiția, sunt privați. Noi plătim la ei facturi. Ei sunt privați, societate privată, societate comercială privată, distribuie energie electrică. Noi putem să le punem la dispoziție un teren pe care îl avem, dacă nu le convine, n-au decât să-și cumpere terenul, să facă investiția. Sunt obligați să facă investiție, să-și cumpere și terenul. Nu spuneți că peste 2 ani s-ar putea să nu mai avem curent. Nu speriați așa oamenii, că nu-i corect. Are cuvântul domnului. Domnul președinte și stimați colegi, am menținut punctul de vedere și aș vrea să fiu consecvent cu ceea ce am spus în discuțiile anterioare despre acest aspect. Cu părere de rău, dar domnul Rusu trebuie să vă contrazic în ceea ce spuneți. Contraziceți-mă. Dacă dumneavoastră reușiți să spuneți acest aspect, îi obligați să facă cineva investiții, uitați, eu vă întreb dacă aveți o situație a tuturor întreruperilor de energie care au fost în orașul Târgu Ocna și care sunt implicațiile din punct de vedere contractual, așa cum spuneți, că obligativitate prin contracte avem mulți și multe obligații avem. Dar vă întreb, în momentul în care nu ai cu ce, dumneavoastră puteți să spuneți că are de caz obligativitatea să facă investiții. Și eu vă spun că de când aveam noi societatea noastră de stat, trebuia să spunem că are obligativitatea să facă investiții. Fi privat, nu știu dacă dumneavoastră mai aveți posibilitatea să-i trasați vreo sarcină și obligativitate de a face investiții. Eu doar vreau să vă reamintesc ce am spus și în discuțiile precedente. Doamne, nu spunem, așa cum ziceți dumneavoastră, că peste 2-3 ani nu o să mai avem problemă, ci o să avem mari probleme din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al întreruperilor, din punct de vedere al punerii sub semnul întrebării a tuturor aparatelor casnice care le are populația, centrale, termice și alte și alte aspecte. Și vă întreb, doar vă întreb, cam cum ar fi să fie acum, în perioada asta, la modul cum este încălzit orașul, și din punct de vedere al blocurilor, la case poate să însoape și alt aspect, dar la blocuri, toate blocurile fiind centrale, când e vorba de energie, să-mi spuneți și mie dacă ar fi o întrerupere de o săptămână, așa cam care ar fi situația. Deci nu asta este problema. Problema se pune dacă putem să-i obligăm să o facem, domnule. De ce n-am făcut-o până acum, când pun întrebare? Dacă este obligatoriu pentru cei din energie să facă investiții pentru orașul nostru, de ce n-am făcut-o până acum, domnul Dumnezeu? E o întrebare care mie mi se pare firească. Și dacă nu trebuie, să nu cumpărăm terenul. De acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, vă rog. Nu, de acord cu dumneavoastră, că este nevoie de această stație. Dar de ce suntem noi obligați, domnului? Nu dacă cine ne poate obliga pe noi să cumpărăm un teren? Dumneavoastră v-ați exprimat altfel, domnule. Nu, mă exprim foarte clar. Vă rog frumos să fiți atenți. V-am exprimat foarte clar. În primul rând, noi nu ne permitem să cumpărăm acest teren. Deja suntem datori vânduți de la bănci și la terți, că vor plăti zeci de ani de acum încolo. De unde ne permitem noi? Nici nu au venit cu un preț. Exact cum a spus Milibana, a venit Alcone cu un preț. Păi mâine, până la un raport de evaluare, vine cu 50 de euro sau 30 de euro metri pătrați, acolo sunt vreo 3.000 de euro și uite că trebuie să plătim 100.000 de euro, că noi le câți metri sunt? Și vine cu 30 de euro și trebuie să plătim 100.000 de euro. Nu uitați că am fost de acord să cumpărăm terenul de aici, chiar dacă ne-am împrumutat, l-am cumpărat pentru că era un gunoi, trebuia să vină cineva să știe exact despre ce-i vorba. Acest teren, să veniți acum să spuneți că ne obligă legea, poate ne obligă, așa cum am spus, să le punem la dispoziție, dar nu ne poate obliga legea să cumpărăm un teren pe care vor ei să facă o investiție. N-au decât să-l cumpere dacă vor neapărat pe ăla. Dar cu ce bani îl cumpărăm? Dumneavoastră, ați văzut perfect de dreptate cu cetățenii care au nevoie de stat. Nu ați răspuns la o simplă întrebare care am pus. Vă rog, vă rog.
Dacă noi putem obliga dar nu trebuie să facă investiții, dar nu ați spus dar că este trebuie obligat. Dar sunt obligați prin contractul care au cu statul român, domnului Ilie. Nu există să... Ați spus că sunt obligați să facă investiții. Sunt prin contractul care au cu statul. Sau facă investiții, dar noi nu trebuie să-i obligăm. Dar nu trebuie să-i obligăm, noi nu le dăm teren. Noi nu putem să cumpărăm, domnului Ilie, un teren. De ce n-au făcut-o? Domnule, dar de ce n-au făcut-o? Că spuneați că din 2005 au probleme și cu toții știm că au probleme din 2005. S-au trezit după atâția ani, după 13 ani, spune, dați-mi terenul ăla lui Alcune. Că era vorba de Alcune, îmi pare rău că am zis. Nu contează a cui teren este. Vine și ne și indică, uitați, vin cu poză din satelit, îl hașurează, îl cumpărați, îmi dați terenul ăsta, mi-l puneți la dispoziție, pe banii voștri. Păi n-avem fraților bani să-l cumpărăm. Sunt de acord cu ceea ce spuneți cu banii. Noi nu sunt potrivit să nu se facă. N-avem bani nici de terminăm, domnul Rusu, să facă această investiție. Le spune, băi, fraților, astea sunt terenurile. Este ușor. Haideți, nu vă întreb, avem vreo garanție că se face. Domnul Ilie, haideți să încercăm să vorbim, să le trimitem o adresă și să le spunem. Nu dispunem decât de următoarele loturi de teren. Acolo. Vă aranjează pe unul? Păi așa veniți și spuneți să-mi dau acord de principiu. Păi îl dăm și după aia ne trezim cu în fața, puși în fața faptului împlinit și trebuie să cumpărăm terenul. Dar această investiție nu se face și să dea Dumnezeu... Dar să se facă, domnule, mai... se facă, dar nu pe banii noștri, nu pe banii cetățenilor, nu pe banii mutați de la bancă. Dar pe suferința cetățenilor va fi neefectuarea acestei investiții. Eu asta vreau să vă spun. Pe suferința cetățenilor și nu a altora. Dar dacă iau de terenul, nu o să fie nici o pârghie de a obliga să facă investiții. Nu ne pot obliga să cumpărăm terenul ăsta și să atunci dau cuvântul domnul consilier Buc. Deci aș avea vreo două, trei idei. Una ar fi că dacă într-adevăr necesitatea există și există, de ce s-a născut tocmai acum? Inundația a fost în 2005. 2006 cele mai mari. O mai fost. Polanice și dar nu de amploare de atunci și nici nu au fost întrerupte de curent electric datorată acestor inundații care au mai fost ulterior. Doi, dacă s-a făcut în afară de asta, de o achiziționat terenul și pentru că aici fac o mică paranteză, la libertate domnului Ilie, în sensul că dacă se întâmplă să se întâmple ceva, să fie o inundație și nu știu ce, și aici să se manifeste cu domnul Rusu, aici se invocă automat condițiile de calamitate și forța majoră și te absolvă de orice contract ai și obligații care le-ai prin statut. Forța majoră te absolvă instantaneu. Și pe baza forței majore poți să ține orașul 2, 3, 5 luni, dacă este cazul, până la revenirea acelei așa zise situații. Dar în consecință, pe care de consecință, atunci ar trebui să vedem și alte demersuri. Eu sunt convins că nu este singurul demers care se poate face în sensul ca să obligi de gazul pentru a preîntâmpina o eventuală situație de calamitate viitoare. Adică, s-a făcut din 2005 până astăzi adrese de înaintare, studii care se releve, că există acolo un potențial mare de risc și să științez Delgazul că este într-o apatere și este pe care de consecință se poate preîntâmpina o eventuală calamitate și se facă demersurile care se pot obligați prin lege, să nu aducă să îi invoce forța majoră. Deci eu nu știu dacă s-a făcut vreo adresă din partea primăriei sau nu. Au făcut ei către noi informându-ne cu situația în care sunt și au cerut varianta asta ca să poată să rezolve situația. Bun. Și dacă primăria nu poate să le dea drepturi de acolo, ce să facă? Așteaptă. Păi nu, nu cred că sunt în posturile de a aștepta. Nu se aștepte. Emiratele Arabe au făcut insule în ocean când au vrut să facă. Eu sunt convins că sunt și alte soluții. Pot să le... Nu știu, să facă zid, să ridice chestia mai sus. S-au limitat doar la chestia asta, bă, am pus ochii pe terenul de acolo, nu știu ce. E atunci chiar de ideea că este cusută cu atală în situația asta. Dacă n-au mai făcut nimic altceva decât să se limiteze la situația asta, adică, domnule,
așa, nimeni intre pe terenul ăla și atât. Atunci e discutabil. Pentru că, într-adevăr, sunt și alte soluții. Am, situația unde este amplasată actualmente stația, ar putea, nu știu, să fie prejbuită, să fie ridicată, să fie scos din zona inundabilă, să fac, să pună pompe, să nu știu. Deci soluții se găsește și tehnic. Nu numai neapărat asta e urgență. Și o ultimă idee care aș avea-o, eu ca procedură, iarăși, nu mi se pare corectă chestia. Noi ne-am învățat de fiecare dată când ni se spune cineva, ne spune cineva că trebuie să achiziționăm un teren, face repede o analiză de cost, de preț sau, mă rog, acum să te, o soluție de o evaluare. Ori, acum să te totuși cu tot o altă situație. Eu un teren a unui privat, de ce mă fac eu evaluare? Prima dată și prima dată ar trebui să-l întreb pe acel privat, unu, dacă vrea să vândă, doi, care este prețul? Că ăla poate să spună în felul următor, băi, mă pierdeți bani degeaba. Cu evaluarea voastră, cu tot ce vreți voi, eu ăsta e prețul meu pe care îl vreau. Mi-l dați bine, nu mi-l dați sănătate. La revedere. Și atunci... Să știi un preț, am de toate lucruri. Să știi un preț, că până la urmă discuții luna trecută știam cum vă facem evaluarea. Să știi un preț? Să facem evaluarea, ce ca să comparăm dacă... Cine spune evaluatorul, cam bate cu ceea ce spune cel care cere? Nu, trebuie să te într-o cerere de cerere și ofertă. Că dacă am avea, da, ar fi de acord. Așa se procedează. Se face evaluare în condițiile în care ai putea să alegi mai multe terenuri. Dom'le, mie îmi trebuie un teren. Că, cam care să fie valoarea terenului? X lei. Atunci iau și analizez care se pretează la X lei. Aici este o situație dată. Terenul X. Pe terenul X, tocmai asta, că dacă ar fi la prețul care îl cere, este exagerat de mare. E la strat. Aproape de ăla lui plus, mai... Dar dacă nu-l vinde... Doi, dar... Doi, la mână, dacă... Domnul, dacă, de exemplu, Alecu, Alconecu, va spune, domnule, vreau 50 de euro pe metru pătrat și evaluarea spune că face terenul respectiv 25. Ce face la preț? Îi spunem, domnule, știi, 9 euro ieșit din evaluare. Îi dă 25, ca așa a zis evaluatorul. Dacă ne las cu 25, îl luăm cu 25. Dacă nu, și-l ține la preț, 50. Suntem în situația clară. Hai să vedem care e prețul și hai să vedem dacă îl cumpărăm sau nu. Ce evaluare? Nu și are sens cu evaluarea acum. Lăsă. Alte... Da. Sunt obligat să fac câteva observații și aș începe întâi cu cadrul legal care a făcut pe noi executivul să venim în fața dumneavoastră. Articolul 36 al atribuției Consiliului Local, alineatul 6, spune doar că în exercitarea atribuțiilor Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local și aici arată că suntem tribunat public. Și noi suntem obligați să facem tot ce este posibil pentru cetățenii orașului Târgoviște. Și acum doresc să vă spun că care e istoria. 2005 inundații, stația inundată. Am avut atunci, dacă țineți minte, o săptămână curent electric, două săptămâni gaz și o lună apă. Dacă cu apă am rezolvat-o și cu gazul, pentru că am mutat cele două alimentări pe podul peste Protuș, stația a rămas acolo. 2006 din nou inundații, au mai fost odată la fel și acum, în 2018, la inundațiile care au avut loc, prin faptul că a venit domnul ministru secretar de stat Arafat la Târgu Ocna, pentru că această stație alimentează toată Valea Turcușului. Ea primește direcția de 220 kV de la Gutinaș, este stația de 110 kV și transformă la 20 kV care pleacă în toate rețelele noastre. Și de acolo cu transformatoarele de 20.04. Au venit, au văzut stația inundată, sigur că am început să pompăm. Au dus pompi și pompieri și toată lumea, am scos apă de acolo. Însă ne-am dat seama că apă venea tot timpul. Se infiltrează din Trotuș și stația tot timpul a stat inundată, până a scăzut nivelul din Trotuș. Sigur că au fost multe
discuție acolo, toți specialiștii au venit, întâi am crezut că e conducta de apă orașului, nu sunt multe probleme, stația de epurare. Și datorită acestui lucru, a fost convins bordul, care este în Austria, că ar trebui făcută o altă stație. Orice variantă propusă, să ridice la un metru tot echipamentul. Pentru că o parte noastră știu că în 2005 și 2006 au curățat toți contactorii și tot aparatajul care e acolo, poate cineva a fost într-un pod de transformare și a văzut. Transformatorii sunt undeva sus, la 60-70 cm, dar dacă ei sunt inundați, nu se mai poate face nimic și se oprește. Sigur că domnul Rusu spune că au obligația să furnizeze, dar furnizează în condiții normale, nu în temperii, nu mai poate să-l oblige nimeni. Acum, în 2018, am stat doar o zi fără curentele, pentru că s-a reușit că între timp am făcut alte bucle și am reușit să facem o conectare pe rețea a doua rețea de rezervă de la Mărești. După toate discuțiile, cei care au venit au spus, doamne, cred că s-a pretat la Târgocna să facem o investiție. Au durat mai mult timp, două luni, până când au spus, noi am făcut o propunere bordului nostru, că nu s-a aruncă ei să bage bani, să investească așa repede. Pentru că stație nouă, cu echipamente noi, pentru că cei care lucrează în sistem, știți, sunt tot isolurile alea, contactoarele manuale, utilizate ceva, dar foarte puțin. Și așa, am putea convinge conducerea să facem o stație nouă cu echipamente noi. Dar sunt două condiții. Prima condiție este să nu fie în zonă inundabilă, și a doua condiție este să ne oferiți, așa cum spune legea, un teren. Sigur că și acest teren care a luat în și acum este dat în administrare pe timpul existenței construcției. Și noi cedăm terenul atunci când ne dați un alt amplasament. Aceste condiții, că dacă noi le asigurăm, să știți că e 50-50% dacă ei vor face sau nu vor face investiția. Dar nu putem noi acum să nu facem această investiție sau să încurcăm noi să nu se facă investiția. Pentru că ne pun încurcăm, eu scăpat foarte repede și nu au interesul să facă această investiție. Pentru că trebuie să mai iau întotdeauna, nu m-am obligația să dau. Între timp, s-au făcut și în oraș tot felul de bucle, tot felul de circuite, că am văzut că într-o parte nu avem, dar astea s-au făcut pe mine. Și atunci, am venit și am pus la dispoziție terenurile care le avem noi. Am pus terenul de la stația de epurare, care va fi dezafectată și rămâne la primărie, că s-a făcut noua stație de epurare. Și am pus terenul pe care noi îl avem acolo, unde este adăpostul de pâine. Sunt în zonă inundată. Au venit ei și ne-au propus un teren, prima variantă, pe partea dreaptă, acolo nu este nimeni dispus să dea acel teren. Păi se pune problema aici, s-a discutat, care e prețul? Nici nu știu. Nici nu știu cât costă. Pentru că noi astăzi vă cerem în hotărâre un acord de principiu să începem discuțiile. Dar când începem discuțiile, nu se face niciun pas până nu venim în Consiliu și spunem, am demarat acțiunea și am făcut următorul lucru. Varianta 1. Poate cel care îl cedează îl vrea în schimb pe celălalt. Nu știu, e o variantă de lucru. Poate cel care îl oferă o să spună, domne, îl dau în schimbul la nu știu ce, facilități. Dar eu cum să merg să-l întreb pe domnul Alecu cât costă, da? Dacă eu nu am acordul dumneavoastră de principiu să demarez discuții. Deci eu n-am purtat nicio discuție cu dânsul. Știm că este. Celălalt era la stradă, care era foarte aproape. Și pe terenul care este acolo au venit, mai pun o condiție, să fie foarte aproape de rețeaua lor, ca să coboare direct din rețea pe stație, să nu trebuiască să mai pună stâlp. Pentru că una din cauzele unde avem la adăpost, a spus că mai trebuie să devieze și să mai pună stâlp ca să devieze circuit. De aceea eu vă rog să înțelegem că este o oportunitate pentru orașul nostru să se facă această investiție. Tot echipamentul care are stația veche este de peste 40 de ani și că ar fi păcat, dacă vor ei să facă, să nu facem această investiție. În condițiile în care dumneavoastră ne dați un acord de principiu, la ședința următoare, noi vom veni cu variantele pe care le-am făcut. Nu o să facem nici raportul de evaluare până când nu venim în Consiliu și spunem ce s-a obținut din discuțiile care sunt. Cred că este bine să nu blocați această investiție și să-i dăm drumul și o să vedem aici dacă care variantă o vom accepta, însă este doar avizul de principiu pentru a demara discuții. Și iar vă spun că dacă noi spunem că Consiliul Local nu este de acord să pună la dispoziție un teren, ei abia așteaptă, la revedere, când o mai ploua, o să stați, cât timp o să stăm cu inundații. Deci eu vă rog să înțelegeți că este o investiție importantă pentru orașul Târgu Ocna și așa cum am pus la dispoziție, la gaz, toate
stațiile care au fost toate SRB-urile care au fost puse, au fost toate stațiile de către primaria Târgoviște. Și la Tisești, și la Poieni, și toate în jurul în oraș care au fost puse, deci vorbesc de cele care fac legătura cu Transgazul, cele două mari, tot noi l-am pus la dispoziție și cele care au fost în oraș la fel. Asta e profită de acest lucru, că are obligația autoritatea locală să pună la dispoziție de lei. Mulțumesc! Domnul primar, totuși, de ce nu puteți să-l întrebați pe Alcone cât costă? Pe data trecută a fost discuția și v-am spus. Întrebați-l dumneavoastră, domnule. Veniți să ne cereți un acord. Unu. Doi. Ați spus că stația de stația de aici vor beneficia, va beneficia toată Valea Drodușului. Hai să participe toate localitățile. Adică Valea Drodușului și cumpărăm toți un teren și se diminuează prețul. Eu n-am nimic împotriva acestei, nu sunt împotriva acestei investiții. Cu ce cumpărăm acest teren, domnul? Știți că trebuie să ați păi, dar spuneți-mi, nu vreau să știu, dar întrebați-mi, domnule, domnule, pot să mă duc să discut dacă n-am acordul consiliului. La ședința viitoare, domnule, dar care la ședința viitoare? Nu e obligat să dăm acordul. La ședința viitoare eu voi veni. La prima discuție care au fost, având în vedere că sunt acele case mari. Știați de data trecută, nu? Data trecută s-a spus în felul următor. Veniți cu un proiect de hotărâre, nu veniți cu vorbe la divers. Și nu puteam să-l întrebați așa. Cum să-l întreb dacă nu am putea să-l întreb, mă duc în Consiliu, cer acordul. O singură discuție a avut loc și a spus, domnule, având în vedere case matere, având de în vedere se că trebuie să-l folosesc, nu-i vorba de altceva. Pot să-l pun la dispoziție, ce condiții? În primul rând și nu avem bani. O să faceți parte din comisia de negociere cu toți. Nu trebuie să fac nicio parte din ce fel de comisie. În primul rând avem bani. Nu blocați investiția. Nu blochează nimeni nicio investiție. Hai să vedem cât costă teren. Și după aia nu ne ce să facem. Veți vesti în ședința viitoare dacă ne dați în ordine, vă rog. Vă rog. Are cuvântul domnului. Eu sunt de aceeași părere că cei de la Electrica, dacă vor fi ceva probleme și calamități, o să dureze foarte mult până se rezolvă aceste probleme. Ceea ce aș vrea să discutăm, nu s-a vorbit deloc despre suprafața acestui teren. Cam cât de... 6 sau 4? Da, e bine că nu. Da, deci nu a fost în discuție suprafața asta și, până la urmă, nu e chiar, nu e vorba de hectare, e vorba de 2000 ceva de metri. 2400, nu? Da. S-a dat cealaltă. Da, poate eu, da. Este teren în stânga șoselii cum merge la Bunești, exact sub rețeaua lor de 500, asta e cât face și ala teren. E lângă la 200 de metri în stânga. Da, vor trebui să vină cu toate altele de partea lor. Voi să vorbesc. Încerc voi. Vorbim, gata. Din principiu, eu sunt împotriva intermedierii statului între două firme private. Da? Se interpune OATE Târgocna către, între Alconer și E.ON sau Delgaz. A doua oară, un lucru nu am auzit aici. În zona respectivă, nu știu dacă știți, dar avem și stația de epurare de 2 milioane de euro. Nu mai degrabă facem noi un dig, facem un proiect, avem oameni capabili, facem un dig mare și apărăm de inundații tot orașul, inclusiv stația. Mai are cineva ceva de adăugat? E vorba de aparatura care vor să investească. De la... O investesc în de siguranță. Da, dar vorba care este este investiția. Deci, apropo de asta, Olandia a făcut, au scos terenul de sub apă, dar se găsește soluții. Eu altceva voiam să zic, eu asta fac o completare. Mi se pare oare cumva neserioasă poziția de Transgaz. De ce? Pentru că nu poți să fii cu o singură variantă. Dar nimic în lumea asta nu există o singură variantă. Orice se aleg de din mai multe posibilități. Și n-am făcut din partea lor o strâng de stabilitate. S-a zis aici că terenul despre care se merge la Olești, ăla ar fi mai scump și de aia cu familie de vânzare, sau nu am înțeles care e chestia, care e scutirea de 110. De obicei nu puteam să se pun în balanțe. Dom'le, dacă fac acolo pe terenul pe care l-au identificat ei, mă costă 10 lei. Dacă îl fac pe terenul ăla altul, care e mai scump, mă costă 8 lei. Dar hai să vedem dacă partea cu cât e mai scump, poate se justifică și compensează terenul care e mai scump. Deci de asta nu văd din partea lor
un studiu de fezabilitate care să ne spună, dom'le, dacă îi achiziționați, îmi dați terenul ăsta, mă costă atât. Pentru mine este mai suportabilă investiția. Dacă mi-l dați pe ăsta la altul, dacă mi-l dați pe lună, mă costă cum mai mult. Poate acolo mi-l dați gratis. Deci asta mi se pare că este un pic neserioasă atitudinea Delgazului și nu avem o colaborare foarte bună cu ei. N-am văzut de altfel, nici în afară de adresa respectivă a Delgazului, n-am văzut să vină niște specialiști de la Delgaz și să spună în felul următor, domnule, care este gradul de risc, care este, care sunt astea riscurile și cât ar costa studiul de fezabilitate, dacă au și au propus într-adevăr, dacă au bani. Băi, haideți să părați. Să dăm față în loc, acolo, în căzut. Dacă îi puneți dacă până la dispoziție. Problema lor este... Și numai au atomariante. Au ține și cu distanța, branșamentele pe care le au în locul locația actuală față de următoare. Schimbă o distanță cât de cât... Domnul, eu sunt dintre noi promecanici. Și două ani, numai cu asta m-am ocupat. Poți să te faci formare și să te faci firma care are deține de ferem. De ce nu vin aici doi specialiști, trei specialiști să spună, domne, uitați, linia noastră vine pe aici, linia asta va vine pe aici, echipamentele astea le avem, transformatoarele astea le avem, atâta ne-ar costa să le ridicăm mai sus, atâta ne-ar costa să facem un ridic, atâta ne-ar costa să-l punem în altă parte. Avem posibilă posibilitatea de a ne întâlni cu ei, de acord să întâlnim cu numai mai mare, dar ei pot trăi când avem niște lucruri. Domnule, știți care este neduverirea mea mare de tot acum? Este felul următor. Noi cumpărăm terenul, să zicem mâine, domnule, da, mâine, domnule, mâine, domnule, zicem, ne-l dă cu 10 euro pentru pătrat, noi zicem, avem bani, o cumpărăm. Bun, ne-l dăm la dispoziție. Și o să zic, cum că ne-am luat bine pregătit, noi n-avem bani de investit, eu am ținut și pe terenul așa. Așa ați și spus, 50-50% s-ar putea să facă, să nu facă. Haideți să-i pistonăm. Dacă să vă dăm mâine din august, trebuie, ia mai dă-i. Dacă vă dăm mâine terenul rezolvat, problema ne-a mai pistonat. Ne-a absorbit de riscul ăsta de a... Hai să supuneți la cuvântul. Să supuneți la cuvântul privind raportul de privind cu domnul primar. Ei, în afară de adresa respectivă, n-am văzut niciun interes. Vă spun la vot proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local de Bogna pentru declanșarea procedurii de achiziție a unui teren în vederea reamplasării stației electrice 210-211. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Abținere? Sunt de acord cu principiul de a discuta, dar raportul de evaluare nu știu dacă... Dar scrie în hotărâre, domnul primar. Scrie în hotărâre. Da, scrie că se poate... Privind acordul de primar. Domnul primar, puneți să contactăm noi un evaluator adecvat. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Comisiei care este favorabil în comunitatea voastră. Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? O abținere. Cine este împotrivă? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ogna numărul 15 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, reabilitare și modernizare străzi în zona centrală a orașului Târgu Ogna, județul Bacău. Comisia juridică a avis favorabil cu singura acțiune. Comisia
Comisia economică a disfavorat în unanimitate de voturi pentru. Comisia pentru plan s-a întâmplat. Toate voturile. Discuții? Vă rog. Deci, față de hotărârea Consiliului Local din 23.02.2017, e tot o diferență de 28.761. Întrebarea e de unde se ia acești bani. A doua problemă, acest proiect, de la data aprobării și până în prezent, a fost, după ce s-a făcut proiectul, a fost identificată necesitatea de a modeliza și un tronson de 150 de metri liniar de pe strada Vasile Alexandrii și a două coruri. Întrebare, strada Constantin Mușat nu v-a scăpat din nou? Am mai pus o dată întrebarea asta cu mult timp. Deci strada Constantin, care nu știu, cred că are 100 de metri. O lăsăm așa să fie... Adică unii stă domnul, dacă... Sau dacă vă spun, unii stă chelarul, știu mai bine. Mulțumesc. Aștept răspuns. Dumneavoastră s-a aprobat în anul 2017 mai multe proiecte de dezvoltare localității finanțate prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Unul din acele proiecte, sau două din acele proiecte, se refereau la infrastructură rutieră. Unul pentru modernizarea infrastructurii rutiere din cartierele localității Pribovna și una din zona centrală. Astăzi, după ce am derulat proiectul de finanțat tot prin dezvoltare locală cu cele 8 străzi, s-a constatat, sau de fapt așa a fost proiectul făcut, cu partea de, de Basin Sandrii, zona asfaltată, cea care pornește de la Biserica Sfinții Voievozi, trece prin fața Bisericii Catolice și se oprește în Mihai Eminescu, acel tronson nu a fost prins în reabilitare. Consiliul Local și Executivul a identificat această problemă și atunci, dacă tot se discută acum repunerea pe tapet a proiectelor de dezvoltare prin Planul Național de Dezvoltare Locală Infrastructură Rutieră, vrem să redepunem din nou aceste proiecte. Și dacă tot avem această oportunitate, atunci am spus, haideți să prindem și acea bucățică de stradă, tot în proiectul inițial. Pe de o parte, am identificat de asemenea două coduri. Strada Vâlcele este prevăzută în proiectul inițial, dar nu era prevăzut și valoarea reabilitării podului. Și dacă cei care mergeți în Vâlcele sau și dumneavoastră, cu siguranță cunoașteți, că podul acela de la dincolo de Cărări, înainte de unde începe satul, acolo e o problemă tehnică a lui. După inundațiile din vară, și noi l-am prins ca și, ca și problemă calamitată, de asemenea, de atunci a avut o uzură accelerată și partea de culei acolo nu mai este în siguranță și atunci dorim ca să introducem și acel pod în reabilitare și am crescut valoarea. De asemenea, prin proiectul de dezvoltare locală cu cele 8 străzi, se reabilitează acum strada Salinie și strada Pârâu Vâlcica, iar podul, acel pod metalic de legătură, iarăși nu era prins. Și din acest motiv l-am prins acum în această documentație. Și atunci când depunem la Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, să fie un tot. De-aia și valoarea a crescut cu investițiile la aceste trei obiective. Pe program. Sunt 23 de străzi. Gata, nu aduc. Banii de unii loc, că aveți un talent așa de a mă duce pe la Constanța și am ajuns din... Era o întrebare simplă, 28 de milioane luați și doi strada X. Că eu știam, zice celălalt, că sunt probleme, pod, figuri, minuni. 28.000 de unii luați. Ca să prin PNDV. Mi-ar fi plăcut dacă tot prin PNDV să mai poate amânsta, să zic așa, programul. De ce nu puteam asfalta strada Mihai Eminescu? Strada Mihai Eminescu este prinsă tot în programul. În celălalt program, da. De port. Eu mă aduc acum. Deci, aduc acum și câte locuințe sunt în aceeași problemă? Locuință lângă Biserica Catolică și câte sunt câte străduțe care ar fi necesitat o asfaltare? Dumneavoastră o să vedeți că prin cele trei proiecte pe care le punem sau sunt în fază de lucru pe modernizare infrastructurală, aproape toate străzile vor intra în modernizare. Cele care sunt deja pe planul operațional regional, aia nu mai poți să modifici, nu mai poți să tai de acolo și să introduci. Ea deja este pornită. Acum se încheie licitația pe partea de proiectare.
și ea își urmează cursul. Și am informat la vremea respectivă. La ce valoare este, la ce valoare se ridică cu proiectul ăsta? 22 de 28 de... Acum ajungem la 6 de milioane. 26 de milioane 436. Care este participarea noastră, participarea noastră scrisă? Cu 2%. Și partea de avizie și partea de documentație pe care trebuie să le suportăm noi. Diferența pe care trebuie să o suportăm noi e aia, 28.000 și 768. Deci se completează devizul general cu suma de 3.524.907 și actualizat devizul 26.430.111 lei, din care buget de stat 26.005.319, inclusiv TVA, buget local 424.792, inclusiv TVA. Și da, deci 28.000 ăștia sunt la bugetul local. Da, tocmai am spus. De total sumă 3.496. 28.000 este la bugetul local. 3 milioane astea faceți doar pentru cele 3 obiective. Cu care s-a suplimentăm? Care suplimentăm? Deci 3 milioane vin de la stat, cu care s-a suplimentat și 28 automat, tot aparte vine la bugetul local. N-ai ce să care e cu 3% sau 100%. Asta poate să mare, dar aia 28.000 de unde zic ei? De la bugetul local. Din bani. Da. Dar avem grijă să-i plingem în buget. Dacă spui în balanță, că-ți vin de la bugetul de stat 3 milioane, nu, da. Era păcat ca aceste trei obiective bine, să rămână deci, în afara proiectelor în care noi le-am... Întrebarea mea era simplă și vă place să o complicați. Da, e treaba dumneavoastră. Poți să răspunde că atunci când nu știi lecția, mai spui ceva și profesorul zice și acolo cum e. Ei, diferența este 28.000, da? Deci nu e nicio problemă. Bănuiesc că faceți o rectificare și găsim banii ăștia în bugetul local. Pe mine m-a deranjat de ce straduța aia este pustie. Constantin Ușat. Acum dumneavoastră ați venit și ați spus că este prins pe un alt program. Am înțeles. Mulțumesc. Și atâta complicat. Mai are cineva ceva de adăugat la acest proiect? Dacă nu, spun la loc. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii local numărul 15/13/02/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ale investiției, reabilitare și modernizare spectru în zona centrală a orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Punctul 7. Informare privind adresa Agenției Naționale de Integritate, numărul 373. 37361. Da, pentru cei care urmăresc ședința la TV, vă rog frumos să citiți. Este vorba de o adresă pe care am primit-o de la Agenția Națională de Integritate, care ne comunică că în urma evaluării domnului consilier Răzaur Ioan, acesta a fost declarat în stare de incompatibilitate, încălcând prevederile articolului 90 din legea 861 pe 2003, care spune felul următor. Consilierii locali și consilierii județeni care au funcție președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al Consiliului de Administrație sau centru, vor avea funcție de conducere de duși și calitatea de acționar sau social, la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat, cu capital adecvate, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare lucrări, furnizare produse sau contracte de asociere cu autorități de administrație publice locale în care fac parte, cu instituții sau regii la domeniul de interes local aflat pentru Bosnia, ori cu autoritatea Consiliului Local, cu societăți comerciale, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile articolului 1 se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt definite de scopul favorele de grad 1 ale acestui local. În urma corespondenței cursate cu domnul Răzaur Ioan, acesta ne-a comunicat că a contestat acordul anii, avea acest drept conform aceleași legi. Când raportul va deveni definitiv, atunci avem un drept de funcție pe care vă mulțumesc.
vă rog, domnul. Sper să nu mă acuze nimeni de partizanat cu domnul Grozav. Dar o anumită reminiscență a avocatului din mine mă obligă ca și atunci când am sărit în apărarea dumneavoastră să aduc în discuție o chestiune. În primul rând, este prematură aducerea în discuție a Consiliului Local acestei chestiuni, atâta timp cât raportul de evaluare este contestat în justiție, atâta timp cât justiția nu și-a spus cuvântul dacă îl validează sau invalidează raportul de evaluare. Pentru că dacă îl validează, atunci este de la ține înțeles că trebuie discutată chestiunea în Consiliul Local, pentru că e vorba de vacantare, postul și așa mai departe, iar dacă îl invalidează raportul, orice discuție nu mai are niciun rost. De aceea, cine a avut ideea să o aduc în discuția Consiliului Local, nu spun că n-a fost bine sfătuit sau informat sau așa, pentru că însuși în acest raport sau însuși informarea arată că la data de domnul Grozavu prezintă grefa instanței din care rezultă că raportul de evaluare este... Domnul Roșeț, aveți un răspuns la doamna secretară? Nu, lăsați-mă să vorbesc. Mai ales că v-ați angajat în particular, că mă lăsați cu mine să vorbesc. Oricum eu vorbesc puțin. Dar vorbesc la obiect. Deci, atâta timp cât raportul este pe rolul instanței de judecată, nu aveam ce să discutăm. I s-a făcut într-un fel un deserviciu colegului nostru, pentru că na, toată lumea și cei din afară, ce-a făcut Grozav, cât de grozav este, sau grozăvie este ce-a făcut și așa mai departe. Dar stați să vedem dacă raportul rămâne în picioare sau este validat prin hotărâre judecătorească și atunci avem ce discuta, ce analiza. Dar dacă este, va fi invalidat, ce să mai discutăm? Nu analizăm nimic, este doar o informare și puteți asculta și alte voci. Domnul președinte, eu mă adresez cu tot respectul și față în fața familiei dumneavoastră, dar și a celorlalți colegi. Deci nu era sau nu este oportună discutarea acestui raport chiar și sub forma unei informări în Consiliul Local acum. Este părerea dumneavoastră. Este pur și simplu părerea dumneavoastră. Păi cum adică? Cum o să citiți din... Această informare ar trebui să o aducem în atenția Consiliului Local, pentru că chiar Agenția de Integritate ne spune acest lucru, iar adresa este către Consiliul Local al orașului Târgu Ocna. În momentul când Consiliul Local primește o adresă, trebuie să știe ideea dumneavoastră. Doar am adus-o la ședință și președinte de ședință, vă rog să vă adresați cu reverența necesară. Pentru că eu v-am respectat dintotdeauna și mai ales și atunci când s-a încălcat un anumit cadru vis-a-vis de persoana dumneavoastră, am fost primul care am luat atitudine. Deci nu că e părerea mea, nu avea ce căuta pe ordinea de zi această informare. Iar, păi ce să-mi spună mie doamna secretară, când se contrazice în conținutul informării. Îi semna de domnia sa. Deci, acel raport de evaluare este contestat, instanța urmează să analizeze, să se pronunțe și, repet, dacă va fi invalidat raportul de evaluare, nu mai avem ce discuta. Iar dacă va fi respinsă cererea domniei sale și raportul rămâne valabil, atunci vedem ce e de făcut. Asta este. Nu că e punctul meu de vedere. E punctul de vedere al legii. Nu este oportună discutarea în Consiliul Local a acestei informări. Asta este. Că e informare, că e raport, că e
proiect de hotărâri, orice pe ordinea de sesiune să aduce în discuții, atunci trebuie analizat. Deci a fost doar o informare. Știu, asta nu văd și eu, cum să nu. Da. Și dacă a fost informare, de ce vă supăr? Adică nu de ce considerați că nu este o persoană? Atunci, îmi pare foarte rău. Deci, domnule președinte, vă rog. Eu v-am respectat și chiar v-am și acceptat punctul de vedere. Dar atâta timp ca acest raport este încă în discuția unei instanțe, nu avem noi ce să discutăm acum. Asta am spus. Dar nu discutăm nimic de informare. Păi atunci, tăcem. Hai, nu mai discutăm. Vă rog, domnule. Pot să am și eu o părere? Vă rog. De aceeași părere cu domnul Rosescu. Nu, nu puteți avea orice părere. A zis că e o părerea doar a dumnealui. Nu, mai este că una care coincide cu părerea dumnealui. Și ca să mă fac înțeles, să dau o punct. Este ca în caragiare. Onoarea mea are referată cum rămâne. Exact. Pentru că dacă domnului Grozavu îi se va da dreptate, noi aici l-am supus oprobului public. Mi-ați spus că este doar o informare. Da. Da. Este o informare. Recomandată de prefectură, domnul. Poate să fie recomandată și, și de Agenția Națională de Integritate. Poate fi recomandată și de către Papa de la Roma. Dacă e cu statut de recomandare și nu este cu caracter legal obligatoriu, avem discernământul și putem să trecem prin filtrul gândirii proprii și să supunem sau să nu supunem. În instanțele de judecată, ceea ce cel puțin știu, problemele spinoase se discută în camera închisă sau camera de consiliu, care nu sunt de ședință publică. Dacă chiar se voia a se aduce la cunoștință chestiunile de drept care fac referire la această așa zisă incompatibilitate, ar fi trebuit să le discutăm, probabil, după ce se închidea ședința, într-o chestie internă. Nu să-l punem într-o informare, pe site-ul primăriei, pe ordinea de zi, în ședință publică, ca toată lumea de aici încolo să-și pună întrebarea, bă, dar ce-o fi făcut cu Nelu Grozavu? Dar oare ce s-o fi întâmplat? Cândva odată, când cineva voia să facă o instituție de un trus de presă, vrea să denigreze pe cineva, dar fără ca să fie prea răspundere, scria mare, titrar. Renunța nu e curvă. Și bineînțeles că toată lumea începea să se inflameze, dar dacă o fi, ce-o fi? Și eu l-am ce spus, dar doamne, eu am zis că nu e curvă. De vacanță, domnule. Da, chiar așa și spun. Pentru că așa se întâmplă și... Pentru că așa se întâmplă. Așa spune și Ani, de exemplu. Ani spune cu statut de recomandare. Hai să trimitem la persoana. A se vedea ce-o pățit cu tău. La asta. A fost condamnat instanțele românești, o câștigat la CEDO și acum cu onoarea lui nereferată, cum rămâne, domnul Măciucă? De asta are dreptate perfectă domnul Roșeț, nu trebuia să fie pe ordine de zi. Vorbim cu inițiator. Oricum, fapt e consumat. Lenuța a vorbit. Întrebări, interpelări, răspunsuri. V-am spus, citez. Suplimentarea proiectelor pe ordinea de zi este cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor organizate la nivelul orașului cu prezentul sărbătorilor de iarnă prin dispoziția primarului numărul 502 de la Casa Muștea 2018. Discuții? Comisie economică desfavorabilă. Comisie economică desfavorabilă. Trebuia 38.000, dar 28.000 de lucruri. Atunci, pun la vot. Cine este pentru? Păi, mă pun în dezbatere. Nu supun în dezbatere. Supun dezbatere. Spuneți, vă rog. Păi ce ați supus la vot, domnul președinte? O suplimentare a ordinii de zi sau proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre. Așa. Dar înainte de a supun la vot, nu întrebați, poporenii. Sunt foarte rapid. Am întrebat, dar am fost rapid.
Ei, ia fiți mai, mai și la nivelul bătrâneții mele, nu sunt decanul de vârstă? Da, vă rog, domnul. Păi, din capul locului citesc din această suplimentare, știi? Proiect de hotărâri privind aprobarea alocării sumei de 30.000 din bugetul local pentru organizarea manifestărilor organizate. Această repetiție, organizarea manifestărilor organizate, deranjează. Nu spun că nu-i bine, dar deranjează. Iar dacă doamna profesoară din limbă și literatură română a făcut aici, vai de capul celui care a făcut proiectul. Înțelegeți? Așa e sau nu e așa? Doi. Îmi pare rău că domnul Nicu Iurea nu este aici de față, că a ridicat o problemă pe care o ridic și eu în lipsa domnului sale, dar sper să nu mă dea judecată pentru plagiat. Deci, 5.000 de lei pentru scenă. Și spunea domnul Nicu Iurea, colegul nostru, domnule, o cumpăram și o aveam scena noastră. Și vineau urși și de la Vâlcele și de la Dofteana și jucau pe scena aia tot înainte. Asta am vrut să spun. Restul cu pachet, poate suma e prea mică pentru un pachet. Asta e. Atât. Are altcineva ceva de adăugat? Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor organizate la nivelul orașului cu privire la sărbătorile de iarnă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Vă rog, domnul Pasile Pavara. Eu am o propunere care se fac eu rugăminte. Să primim materialele astea pentru ședință pe hârtie scris. Dacă vă aduceți aminte, eu am venit cu propunerea asta de-a 2 ani. Asta ar fi una. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Și mai am o problemă. Sunt cetățenii în orașul ăsta care n-au buletini, adică scris aici prea buletinul. Și nu-și mai poate rămâi documentul din diferite motive. La o gândire rapidă, așa, la un răspuns rapid, poți să-i spui, dai un răspuns, voi plătește datoriile sau puneți în regulă dezbaterea moștenirii, mă rog, îi răspunzi imediat că stipui în regulă și... Dar la o gândire mai atentă, se vede că el nu-ți poate angaja undeva, nu poate pleca în străinătate, așa. Nu-l primești, se duce la altcineva care nu aparține de familia lui, sau, eu știu, și-l primești în spațiu. Poate pentru o anumită sumă de bani sau poate, nu știu, cu cine înțelegeri, el primește în spațiu. Duce în eroare și poliția. Și, mă rog, el are o adresă pe buletin, că l-o primit ăla în spațiu și el, de fapt, nu se potrivește cu realitatea. Adică eu cred că trebuie să ne îndreptăm atenția spre chestia asta, să găsim o soluție. Eu nu am o soluție precisă, adică să vă spun acum o propunere în acest sens, dar mă gândesc că poate să îi punem la muncă, cum ar fi în folosul comunității, și din banii aia să-și plătească cum datoriile care sigur au datoriile de acum. Adică dumneavoastră puneți în discuție acum, sau mă rog, înțeleg din ce spuneți, că datorită faptului că nu și-au plătit datorii... Asta ar fi un din motive, dar mai sunt și altul. Nu li se permite să facă buletin. Așa. Dar ce nu este corect. Bun, mă rog. Așa. Dar mai sunt și alte cazuri. Ei nu și-au pus în regulă proprietatea. Deci proprietatea putea fi a bunicilor, a murit și bunicii și părinții. Și acum ei, când li se expiră documentul, nu face ei primi în spațiu. Că nu e obligatoriu să aibă datorii. Eu am dat un exemplu. Mai sunt și care au datorii, dar nu toți sunt la fel. Deci, ei nu au cum să-și reînnoiască documentul și de aici sunt o grămadă de probleme
că ei, dacă n-au document, n-au buletin, e foarte greu să ducă să angajeze undeva, să plece în străinătate, să știu eu ce. Deci documentul trebuie să-l aibă orice cetățean, eu așa zic. Trebuie găsit o soluție ca să le putem să pună oameni în... Pe avizier la preschimbarea buletinului, nu cred că scrie că dacă nu ai plătit toate datoriile către Oantetă Bogna... Nu știu dacă scrie, dar eu știu ce se întâmplă când... Poate ne explică domnul primar, asta este o clauză abuzivă sau, mă rog, un mod abuziv de a strânge fonduri. Adică el, sunt niște metode de constrângere care să determine pe om dacă are datorii și îi plătească când îi face buletinul, dacă are, nu are documentele. Deci eu v-am spus, sunt astea niște metode de constrângere, dar eu cred că trebuie să găsim ceva. Mă rog, eu îl înțeleg cu domnul Pavălache și cred că sunt cazuri de genul ăsta, sunt convins, dar vă întreb, nu sunt convins, domnul Pavălache, dacă oamenii ăia chiar au venit să solicite un nou act. Eu cunosc câteva persoane, nu-i cazul, domnul, eu nu am niciun rost, vă rog, dar eu vă spun că sunt și eu sunt. Vă rog să vă convingeți dacă ei chiar au venit, eu nu știu acum, chiar nu cred că s-ar fi dat astfel de răspunsuri, dar vă spun la modul foarte serios că dacă sunt de o asemenea calitate, cum am zis, să știți că mare lucru, dar cred că nu e interesat să aibă un buletin. Mare lucru, îți cazuri și cazuri, adică că ori și eu nu contrazic, ori fi și oameni care poate au pățit lucrul ăsta, dar de regulă sunt oameni care nu prea sunt interesați să aibă un document. Asta cred că ar fi bine să vadă dacă nu cumva chiar organele de poliție nu spună. Dom'le, uite, ești obligat să ai buletin, să ai alt documentul tău de identitate, du-te să-l faci, ai cu mine de mână, să vedem, care-i răspunsul. Deci aici este un domnul Consiliu Pavălache, aveți un răspuns la domnul administrator public. Primăria nu a condiționat pe niciun cetățean din Bogna în eliberarea actului de, cum se cheamă, de identitate, cu datoria sau cu debitele pe care le are. Probabil sunt alte specii care l-au făcut să își fie în situația de a nu-și putea scoate actul de identitate. Dezbateri de moșteniri, probleme de încurcate de familia, știu eu alte situații. Dar nu problema debitelor este pus în discuție atunci când se eliberează actul de identitate. Cu toții știți că atunci când au fost diverse scrutinuri electorale, serviciul de evidență informatizată a persoanei face un program special și stă la dispoziția tuturor cetățenilor, pentru că nu este permis ca un cetățean să nu aibă acte de identitate. Dacă sunt situații și aveți o situație concretă, vă rog să transmiteți persoanei să vină și să ne contacteze și să încercăm să lămurim situația. E un răspuns care îmi place. Toate răspunsurile. Unul dintre principalele motive, tot legat de cartea de identitate, este că cei care au fost luați în spațiu nu mai pot fi luat de acei cetățeni, pentru că intervine și chestia cu plata gunoiului. Este foarte bine. Dacă ai luat în spațiu, trebuie să-i plătești și taxa respectivă, ceea ce e destul de incomod. Dacă nu au proprietăți, nimeni nu mai are. Și asta este o cauză foarte principală. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac și o scurtă prezentare a principalul articul despre care l-am desfășurat în perioada de când sunt viceprimarul orașului. Vreau să vă spun câteva dintre cele mai semnificative. Am dat curs cerului unui grup de cetățeni pe strada Primăverii, care aveau o problemă cu un podeț pe care l-am reparat. Se poate circula, oamenii sunt mulțumiți. Am participat la excepționarea lucrării de asfaltare de străzi de Avram Iancu, Ștefan Constantinescu, Vasile Xandrei. În marea cererii cetățenilor, cu de reprezentanțe de aici, am plasat acest panou publicitar în zona Piațetei.
cu elevii de la Școala Națională de Administrație Penitenciară am organizat cu voluntariatea a curăța șanțurile de frunzele de noi sus până sub la Mănăstirea Mântura. Am coordonat activitatea de reparație și de curățarea șanțurilor de depozituri de deșeuri. Era în urma inundațiilor din vară, a fost demolat mult o parte din Gaș, s-au formatat acele șanțuri și cei de la noi ne-am impus să le aducem în starea inițială. Am tot dat felicitarea cetățenilor de Bruxelles, am preparat acea porțiune din drum la Căre, cătății, după aceea intervenim din locul pe care am ajuns în urmă formulă, așa cum ne dorim cu fiecare și cum dorim și noi. S-a înlocuit gardul de la școala de la Poieni, era o colegă care era medicată de cetățeni și vreau să vă spun că am dat jos. Am întâlnit regulamentul de gospodărire și înfrumusețare a orașului, care a fost publicat pentru a putea fi consultat de cetățenii orașului. Am demarat o activitate pentru identificarea tuturor cetățenilor, persoane fizice și juridice în orașul Târgu Ovră, care conduc deșeuri menajere și alte categorii de deșeuri, în ideea de a putea fi poți să spătească deșeurile pe care le generează. La nivelul avisului e mare problemă de legătură cu deșeuri. Oamenii și cei de la partid vor avea probleme pe care o să le discutăm în proximă ocazie. Și alte activități care sunt curente. Vă rog. S-a mulțumit de informare, domnul viceprimar. Nu știu dacă era cazul. Intră în atribuțiunile dumneavoastră de serviciu și în fișa postului. Am văzut că este o practică. Măturăm două frunze foarte frumos. Am văzut că ați avut o inițiativă acolo pe mădura sau măturat pe frunzele. Mă rog, se puteau desfunda și șansurile. Văzut că e o practică. Măturăm două frunze, chemăm pe toți 200 de poze pe Facebook. Parcă facem nu știu ce bravuri, acte de bravură, că măturam niște frunze. Pare oricum trebuie măturate, nu, între obligația executivului să facă așa ceva. Nu e obligator, nu mai faceți, că nu ne iubește lumea atât de tare încât să nu mai poată după pozele noastre sau nu mai nu știu ce. Chiar de acum suntem unii dintre noi așa ostentativi. V-am măturat, am făcut poze, informăm, punem pe Facebook. Faceți o poză cu Monumentul Eroilor de la Biserica cu tunuri și vedeți cum se dărâmă zidurile și crucile sunt aplecate și puneți-o pe Facebook. Faceți o poză cu trotuarele din oraș care arată ca bai de ele și puneți-le pe Facebook. Faceți o poză și scrieți, suntem datori pe nu știu câte generații bugetul local și nu știu cum o să ne scoate mâneca. Facem o poză și o punem acolo pe Facebook și scriem. De pe exercițiul bugetar 2014-2021 al 2020 al Uniunii Europene n-am reușit să investim nimic deocamdată în orașul Târgu Ocna, că măturăm două frunze, hai toți 100 și ceva de poze au pus acolo cu măturatul frunzelor. Astea sunt obligațiile dumneavoastră oricum și a executivului, nu mă refer la dumneavoastră persoană. Asta faceți, ați făcut poze, facem poze, pune pe Facebook, ne aduceți la conștiință, de-aia sunteți viceprimar. Până la urmă, care-i problema? Ați uitat o poză cu Paul Trandafiro. Lumea trecută v-am adus la cunoștință niște probleme de funcționare care impuneau reabilitarea parțială a liceului tehnologic, dar la cunoștință că lucrurile au început imediat după ședința de Consiliu Local, sau v-am spus măsuri pentru geamuri, interioara la punctul care dezmontează. Mulțumim executivului pentru sprijin. Este cuvântul meu care a fost Consiliul Local din partea colectivului de cadre didactice de la liceul tehnologic. Asta e o veste excepțională. Da, dacă o considerați, să fac mult. Să stai de parte. Uitați-vă la colegi. Să stai de parte. Uitați-vă la colegi.
Nu știu cum se întâmplă, când vreau și eu să zic ceva, domnul Rusu mă ia înainte. Și ca oameni, dar și ca idei. Și de aceea aș îndrăzni să-l întreb pe domnul primar. Există o decizie de delegare de atribuțiuni ale dumneavoastră către domnul viceprimar? Legea impune acesta. Nu există. Dacă da sau nu? Există? Și toate care le-a raportat domnia sa să regăsesc în decizie? Pentru că atunci este o subminare de autoritate? Dar probabil că vă înțelegeți foarte bine și din privire și din... poate și telepatic. Deci există, da? Da, există. Da, asta vreau să acum, legat de ultimul punct al ordinii de zi, domnul președinte de ședință a avut o inițiativă pe care eu, sincer să spun, o salut. Intonarea imnului în anul centenar. An centenar a fost și celelalte luni, din ianuarie încoace, când am fost și eu președinte de ședință și ceilalți colegi. De aceea, în mintea mea, am mugurit o idee și o să vin chiar cu un proiect de hotărâre. Ca înaintea începerii fiecare ședințe de Consiliul Local să se intoneze imnul de stat al țării. Și să manifestăm acești solemnitate pe care am manifestat-o azi, numai să nu avem unele probleme la cu regia de sunet. Da. Și în acest sens voi veni cu un proiect de hotărâre de modificare a regulamentului. Am înțeles. Domnul președinte, cu scuzile de rigoare, chiar ar dori să încheiem într-un ton vesel de ședința, prin, să zicem așa, o ședință mai deosebită. Și în maniera în care domnul Roșeț își începe de obicei cuvântul, am constatat, domnul Roșeț, că s-a schimbat total problema de când domnul Măciucă este președinte și dumneavoastră ați rămas. Am văzut că și durea până, adică stăteam cu ea sus, ca să dar să fie perceput de chiar ca și glumă. Da, mă. Mai sunt probleme? Da. Da. Nu mă lasă că se zice să faia că-ți haide. Da, eu doresc să vă invit sâmbătă, 3 decembrie, în Cățeta Primării, fără de experiențe. Vom avea și invitați. Și după ce se termină manifestările din prezentă, vă invităm și în sala de consiliu, unde vor veni și ceilalți invitați. Să servăm împreună în ziua națională. Am mai prins în program. Am primit și invitații, domnul? Vă putem invita pe dumneavoastră. Și invitația mie. Trebuie să fim acolo toți, că așa este la urmă, așa este bine. Au fost discuții, să facem mai devreme, să facem pe 29 iunie, am făcut-o pe întâi, că așa credem, și am plăcut directivul și așa am făcut-o fiecare. Deci vă invităm pe toți cu mare dragoste și cu mare plăcere, în piațetă, unde va veni și invitatul județ și din oraș. Mulțumesc! Mai sunt. Nu întâi. Vreau să vă citesc un răspuns dat de către primărie, unei probleme legate de gunoi. Vă citesc numai sfârșit. Prin urmare, serviciile de salubritate nu sunt o opțiune, ci o obligație cetățenească stabilită tuturor locuitorilor orașului. Ce vreau să spun? Dacă locuitorii orașului au obligația de a plăti gunoiul, da? Și firma care deservește are anumite obligații
dacă nu își respectă obligațiile, atunci trebuie să fim taxați la unul mai puțin. Da? Dacă pe unele străzi se ia gunoiul la timp, pe altele nu, atunci sigur că cetățenii pot să înainteze o petiție, o cerere, da? Ca să vadă ce se întâmplă. Știți la ce mă refer? Ați dezăpezit numai unele porțiuni de drum, altele nu, și cetățenii plătesc aceleași taxe și impozite. Nu unii care, unde ați dezăpezit, plătesc mai mult și alții mai puțin. Deci este un program de dezăpezire și poate dezăpezirea să făcut... Deci nu vreau proiecte și programe, vreau realități. Păi realitatea este că nu ați dezăpezit. Asta este realitatea. S-au dezăpezit căile principale de acces și după aia au urmat și... Realitatea e că n-a fost zăpadă, domnule. Zăpadă care știa în odată. Sportiți, domnule. Sunt de acord, trebuie de zăpezit ce să lasă. Și noi cetățenii mai avem și noi obligația să ne mai dăm o parte de zăpadă încolo. Plătim impozite, dar nu toate pot fi duse să ne vină primăria. Haideți că eu știu exact cum este. Hai să vină de la primărie să mărcure, să poliție șansul de a zăpadă. Îți mai dăm și noi. De acord, astea principale sunt în obligația executivă la primărie, să vedem. Și unii cetățeni, am văzut unii chiar de bună credință, își dă fiecare de la poartă, din fața magazinului, din fața își face o alea acolo, pe lângă mașină, pe undeva aia. Mai sunt destui care să vină de la primărie, că eu plătesc impozite. Și tocmai aia care nu, care sunt drept la mine și spun așa ceva. Avem și obligații cetățenești și până la urmă, așa de nesnivos, de oameni, oameni, între oameni. Haideți să mai dăm și noi lopate, că nu se mai poate. Nu se poate nici ei, dacă așteptăm numai de ei, nu pot. Eu chiar am luat o lopată într-o dimineață și m-am dus și am dat, am început să dau zăpada acolo asupra traversare, că chiar mă curca pe ce am vrea acolo. Asta este, nu-i picat, nici coada la lopată, nici onoarea aia neregulată pe care îi am văzut un Facebook. N-am pus pe Facebook. Și eu vreau să informez că există locul Facebook și toate rețelele de socializare și pentru hashtag și pentru PNL și pentru campanie electorală. Nici un fel de problemă. Am spus. Trebuie să puneți ce vreți voi. Acum câteva condiții am adus în discuție unele probleme executivului care nu s-au rezolvat nici la ora actuală. Da? Pe strada Cireșoaia. E vorba despre un podeț care n-a fost reformatat. A venit iarna. Am vorbit acum 4 luni, 3. Nu s-a făcut nimic. Atât cât se scurge puțin apa, din înghețul, pleacă apa iar peste podeț, iar oamenii au făcut. Am rugat executivul pe strada Podei numărul 5 să strice o platformă ca să aibă acces cu mașina. Este un bolnav acolo și dacă vedeți procesul verbal, o să știți că am zis. Nu s-a luat nicio măsură. Gaura de pe Tăbăcat este strada în garanție, a trecut din garanție, pentru că nu s-a acoperit gura de canal, are 6 luni acum, jumătate de an. Ce se întâmplă? Cum face firma asta lucrurile? Scumpe și proaste? Cu garanție mică? Punem un brăduț în groapă? Rornă? Vă spun rezonul, vă rog frumos, eu am avut o beră. Am spart un cauciuc și la bec, între becele. Imediat o spălăm. Deci, domnul primar a spus la televiziune, ieri la televiziune, cum că strada, prelungirea, nu prelungirea ce ne vrei, strada, acum dacă tot îi zic strada, autostrada, bacilor, așa mi-a rămas în mine.
ar fi de interes. De ce ați trecut-o, domnul primar, în program ca să fie asfaltată, dacă nu considerați că este de interes? Față de alte străzi care sunt în centru și care trebuiau asfaltate înaintea celui care este în Gura Slănici. Doriți să răspunzi acum? Acum vreau. Da. Domnul președinte, tot respectul pentru funcția pe care aveți, dar un consilier trebuie să fie și informat. Proiectul s-a făcut în cele 8 străzi care au fost pe PNDL 1, strada Salin, strada Turului Cica, strada Coasta Mărcurii și strada Vărastinii. Tot aveți treabă cu vacile, vă spun eu că dacă vreți vă duceți să și le bunceți, dacă vreți, vacile merg mai bine pe pământ. Vacile merg pe pământ, nu pe asfalt. Chiar deranjează asfalt. E o prostie și păcat și îți faceți afirmații. Ați spus că... Deci a fost introdusă în cele 8 străzi. Am introdus-o eu. A fost introdusă... De care? Mă lăsați să vorbesc? Deci atunci când s-a făcut PNDL 1, s-au trecut toate străzile care mergeau spre obiective turistice. Salina, Râul Cica și strada care merge la Parcul Măgura. Este strada de drumul național care merge la Parcul Măgura. Constructorul, care are un singur contract pentru toate aceste străzi, și e bine să, după dată se știe, strada Salin reprezintă 11% din total străzi, a găsit de cuviință, pentru că la Salin a trebuit să se oprească lucrarea, având în vedere solicitarea constructorului de a fi drumul liber în totalitate, solicitarea Salinii de a avea asigurat desfacerea, pentru că se livrează sare și v-a explicat și domnul Ilie, nu puteam să opresc, și constructorul a avut-o pe contract, a trecut la realizare. Această stradă rezolvă parțial problema care este cu drumul național și este o stradă a orașului, nu e strada mea. Așa a spornit și de domnul Grozavu cu Ștefan Constantinescu, este strada lui, așa a spornit cu domnul Vasile Alexandri. Dar acolo stă și vreau să stați și asfaltăm o zonă pe care stă cineva. Deci strada dumneavoastră, s-a asfaltat strada dumneavoastră. Da, și strada George Enescu s-a asfaltat, da? E strada noastră. Nu veniți și dezinformați, aveți pretenții, că trebuie să știți. Este trecut în programul PNDL, este finanțat de Guvernul României, nu au nicio treabă că e și o fermă care e acolo, pe strada aia, nu iese nicio vacă în drum, ele au alt traseu de circulat. Deveniți, intrați în penibil cu afirmații de genul ăsta. Iar strada este făcută pentru ce... Spre ce bună ne duce curată din mult strat? Da, spun degeaba. Vorbesc degeaba cu noastră. Vorbesc Consiliul Local că este strada care duce din drumul național spre Parcul Măgura. Și este singura stradă care vine din drumul național direct spre Parcul Măgura. Și sunt două străzi, cu asta Măgurii și cu strada Gura Slănic. Nu am nicio treabă și chiar deranjează asfaltul acolo. Nu avem noi nevoie de acest asfalt. Deci este singura stradă la care se mai lucrează chiar și iarna, în condițiile în care strada Saline este... Nu-i problema noastră, e problema constructorului. Bine și să vă explic de ce. Strada a fost închisă acum pentru că rigola de la asfalt, strada a fost de 5 metri lățime. Este o stradă care are tonajul limitat la 3,5, așa a fost prevăzută. Și în anumite porțiuni să circulă pe un singur sens. Și constructorul trebuie să predea lucrarea, nu recepționează nimeni dacă nu are și rigola de la asfalt până la șanțul care este acolo. Și s-a adunat beton cu aditiv și mai târziu, pentru că așa a considerat constructorul. El răspunde de garanție și dacă ceva nu este în regulă, atunci va răspunde constructorul. Și cu garanția de pe trăbătași, dar nu se face nimic cu gura de tarant? Este în garanție, nici nu s-a predat. Nu s-a predat, nici nu s-a predat? Hai. Vă rog. Sunt și două întrebări de fapt. Unul pentru PNDL 1, când au făcut asfaltările pentru monumentele istorice. Poie nu are și el câteva monumente. Nu s-a prins nicio străduță. Una. Și doi. Când intră și Poie și Păpuri și o parte din cartierul Sărâncuță în reabilitat? Nu avem nicio stradă prinsă, nici într-un proiect. Nici cel mare cu 20 de străzi, nici. Lucrăm la proiect pentru 23 de kilometre de șosele asfaltate de Târgu Mureș, vor fi în jur de 80-80 ceva la sută trăzile asfaltate de Târgu Mureș. Cu astea 23 de la anul și cu celălalt care are 23 de kilometre. Poenie și Păcu nu a fost prins niciodată. Sunt prinse, domnule. Avem grijă de vă doriți, domnule Mitofar, că veți fi următorul subiect în discuție.
Da, s-a S-a pus panou avizierul ăsta, că m-am certat, am venit și la Consiliul Local, acum a venit că l-a spus. Știți ce rugăminteam? Dacă poate și este transparență, domnule, să puneți o listă de la lista ANR, cum era înainte, că de aici a plecat toate discuțiile. Și a următoarea listă cu proiectul care să doriți să-l faceți în orașul ăsta, dacă s-a stabilit în Consiliul Local. Și aveți cum e domnul Bucur la Comisia Economică, că până acum dacă mă întrebați care sunt din Comisia Economică, domnule, să știm și noi, cum a fost centrul de informare turistică? Domnule, cât a costat? 11.000 de euro. Dar noi pe Facebook, domnule, că nu convine. Pe bunii, WC-ul de la piață, l-ați văzut, a costat 5.400, 54.000 de lei și a doua zi era 72.000 de lei și becul bidineaua. Sau cum a scris, măi, PSD pe pereții primării. N-a fost frumos. Pe bunii, nu a fost corect chestia asta. Dar știți ce se întâmplă? Orice proiect care îl faceți dumneavoastră în orașul ăsta, domnule, pune și pentru proști frate să-l citească. Serios dacă nu, că știți ce se întâmplă? După aia eu vin în Consiliul Local, mai aduc 2-3, că n-am venit la invitația domnului Conciu, că să știți, pe buni. Și când discutați exact cum a zis domnul Pavalache, referitor la executiv, domnule, puneți și ședința, ce discutați dumneavoastră, ordinea de zi la Consiliul Local, afișați-l, domnule, că de asta trebuie să fie transparență. Pe buni. Ca să nu fii din urmă, domnule, pleacă domnul primar unde? În Moldova. Domnule, dacă costă, uite, s-a dus cu dastele, nu a intrat. Domnule, și referitor la cauciuc, exact cum i-a zis domnul Ciubotaru, la B3, când am ieșit de la B3, nu, când am intrat, scuzați-mă, la asta, am făcut la stânga, ăla pusese botura, a pus-o exact de antop. Știi ce s-a întâmplat? Domnule, mie nu mi-a convenit că vă spuseți în botul de casă. Da, mă scuzați că am noi. Și știi ce, am vrut acum ca să vă zic. Domnule referitor, dacă ați votat că sunt să măresc cheltuielile la companii cu utilități publice, puneți, domnule, vă avizieți să vedem pentru ce să măresc. Nu e normal? Sau cei care nu plătesc, domnule, să plătească și eu. Eu făcusem o cerere și pe mine nu m-am absorbit deloc, cu toate că am fost plecat. Am plătit din urmă, sunt la zi cu gunoiul, cu vasă, nu sunt restanțier, făcusem și față de domnul, am fost în ziua aia și am avut o discuție cu dânsul la companii cu utilități publice. Nu mi-a convenit, dar vreau ca să nu plătesc gunoiul mai mult ca persoană, să-i cooptăm pe toți. Că așa mi se pare corect și transparent. Poate să fie 3-4, domnule, aduceți. Și care o plătesc? Că vă dau un exemplu. Pe Barabașa de la Dofteana s-a judecat cu Consiliul Local. Haideți să trecem la concret, da? Să apară toate informațiile la vizier. Da, o să apar. Eu o să urmăresc chestia asta. Am un proiect de hotărâre de Consiliu. Știți ce se întâmplă? Eu la începutul ședinței, doamna Ghini, a făcut observații domnul Dezășescă, nu știți, eu n-am auzit-o pe doamna Ghini, de exemplu, să aducă o propunere în Consiliul Local. Haideți, că asta e propunerea dânsii, nu mai propunerea dânsii. Da, dar nu e normal, dar tot timpul aprobați, aprobați și pauză. Bine, mulțumim frumos, am înțeles. Vă rog, prezentați-vă și să știu. Veniți cu o propunere, doamna Dezășescă, că banii indemnitate. Domnul președinte, sunt interesat de lux, vorbesc de Republicii Dovedești. Și vă cer scuze de asta, că ce vă aveți acum, în momentul acesta, în areța, în apropierea de 1 decembrie. Sunt foarte mulțumit sufletește că am avut la întâlnătate, că stau cu dumneavoastră, toți consilierul, tot aparatul respectiv al primării de Dovedești. Ce se întâmplă? Am mai multe acum, nu vă pot reține cu pădurată, vă spui plângere și necazul de mea. Dar pe scurt să fiu mai scurt, dar să vă explic numai ceva din viața mea anterioară. Eu sunt rom, cum vă zice romilor, pe Valea Tot, și la altă rom aici. Ce se întâmplă? Este exact numărat pe degete 5 ani. În 35 ani, am gătat de primării, de primitor la doamna inspector Asta. Și mulți alte și primării care nu îmi trec șansa și nu îmi dă voie pentru a trăi cu familia mea, pentru a ajuta mai mulți. Dacă nu știu câte sunt de familie,
foarte mult informații. Și la mormânt, la necadul, la spital sau orice. Ați depus ceva scris, mă scuzați, mă am, ceva am scris? Am pus scris, nu odată, îmi dat în plecat. Și tot degeaba. Ați primit răspuns, suntem în 30 de zile? Da, o mână cu altă și spală, vă rog, domnul președinte, dacă vreți să nu încheie. De exemplu, doamna care l-a chemat gestul cu băiețele cu ăștia, m-a făcut să vă iei casa din nou, că era cu mop. N-a văzut hotelul din curor. Să-mi poți să fiu curor, curor, că-ți spui la răsigată. Nu m-a făcut să văd. 20 de milioane, două, parcă 2000 de lei. O găleată, două de fapt, în aia, cu munca care a făcut ce putea. Eu, dacă care știți mă cunoască, știți prea bine, am vrut să fac ceva cu mop. Să nu zic că nu mi-a făcut răsigare. Am făcut un gard, am făcut un copertină în aia. Frumos, cu talibări, ce se făcut lumea, ce se vezi la față. Au venit cu paricularze, cu toată lumea, să mă omoare. M-a dat o de casă. Am tăiat, că nu, că ai depășit. Am tăiat-o la nimică. Erau cu lucruri, am arătat peste 40 de milioane, 40 de lei. Ce se întâmplă? Concret. Ce se întâmplă? După ce am dat mii la o construcție făcută în ciment, în beton. De asta, că domnul Părintele face mult timp de asta. Era o construcție anexată de casă. În fibră din aia de soară, de muncă. Ați primit aprobare de la primărie? N-am primit nicio aprobare și la judecată m-a dat în judecată și l-am tăiat o strictoare. Am tăiat o toată și am tăiat o toată. Nimic nu se poate face fără autorizație. Dar pe tot cu autorizație. Acum mai văd ceva la judecată. Ce se întâmplă? Eu am societate. Am mașină de vată, mai multe am așa. Am bar, am ăștia tot. Eu n-am putut continua cu barul, dar plătesc toate drepturile, plătesc la stat. Și toate vreme s-am plătit numai pe toată, pentru bază, nebară, și o grădată de bucării, și masina de bază de stat, peste 40 de milioane. Și îmi plătesc mereu pe mani. Am stat ministru, dacă n-ai plătit acum, îți... Consiliul Local nu te rog nici de fisc, nici din DSV, nici cu ce să vă ajutăm concret. Concret, tu să mă ajutați cu personalul dumneavoastră, pentru că mă luat care de genul nu sunt la primărie. Personalul nu este al meu, personalul este al primăriei. Eu am zis personalul dumneavoastră, ca primăria, instituție este. Asta. Să fie, doamna, îmi dau de o autorizație să merg să pun bază de dată. Vin de la Mercurea Ciuc, care plătesc numai o dată pe an, aici sau o taxă de 15 lei. Și mie nu-mi dă o autorizație prin care să pot fi de bată de dată. Faceți sesizare. Faceți sesizare. Cu e, domnul? Mai sus. DSP, prefectură. Am făcut la prefectură, am făcut la primărie, am făcut la judecătorie, am făcut peste tot. Nu vă rezolvați. Deci am luat nu ținem noi loc de instituțiile statului, înțelegeți? Dar, domnul Părțiviești, împreună cu dumneavoastră, vă puteți ajuta. Vă convine mâine dimineață să mă vedeți cu copiii de mână. Cer sunt la biserică, tatăl meu cu placat în spate. Din cauza primăriei, nu-mi dă voie, tatăl. Din cauza primăriei. Cine nu-mi dă voie? Doamna Ciuciu, doamna inspector, domnul primar, nu-mi dă la mână să mă duc să vând și eu. Dar nu trebuie să vă dea la mână. Trebuie să vă dea doar motivația de ce nu, anume nu vă dă voie. Ca să știu ce mai de ce. Da, sigur că da. V-a dat motivația? Nu mi-a dat. Vreți să știu ce? Nu mi-a dat nimic. La cine să vedeți că și noi ne rugăm să lucrezi în folosul comunității, dar e mai greu. Tocmai de asta, dacă vreți, ca copiii mei, toată lumea de la cerșit, dacă vreți că au muncit toată viața, am muncit. Până în 90, apoi tot ce am înțeles. Înțeles. Nu vreau să fie frumos acolo, pe strada asta. De ce să schimb imaginea cerșit? Trebuie să respectați niște reguli. Da. Așa, care sunt impuse pentru toată lumea. Dacă vă considerați nedreptățiți, puteți, la instanța de judecată, să mergeți și să dați în judecată, pe oricine credeți că vom îndreptăți. Da, da, da. Așa? Da. Și noi nu ținem loc, noi rezolvăm problemele orașului, chiar și personale ale dumneavoastră, dar dacă țin... Domnul Consiliu, poate m-am înțeles ceea ce vreau să spun. Având în vedere că primăria are niște juriști, niște oameni care se bucar, tipul ăștia, ne-a să reprezintă instanța de judecată și bine m-a lăsă președinte Alexandru, spui două cuvinte și poate așa. Așteptam răspunsul acasă. Din păcate, astea sunt legi. Să mi cedea voie și la cum se face în parc, la oraș. Doamna inspector, să nu dea, că vine ăla de la aici, locul ăla, de la Ghita, sau de la Buzău, sau de așa.
Da, da, atâta bani au făcut, cât bani au făcut? Eu știu că ați vândut la zilele orașului. Am vândut. Cu mare greu eu am stat acolo în locul care m-a dat dumneavoastră. Dar în rest, eu am stat în partea asta la mare, nu tot iau. Dar țiganea care vin de la Buzău, de la Tecuci, cum de vin de acolo? Cât pot să plătesc și eu? Eu dau 50 de metri, 100 de metri de teren. Cât plătesc eu prima asta? Dar nu știu cum ar trebui de anunțat. Și acum, uitați, în primul rând, din 4-5 de totul de Eulaia, mergi o producă din, mergi cu marginalizare, de poate, mergi o patru. Nu cum a venit ăștia cu o icoană acolo, să așa ce s-au văzut, și capea și una și alta, și dă voi. Tăia cu grândă și vin toți în mijlocul orașului. Aveți toate posibilitățile să reclamați oriunde doriți. Vin, nu o să nu vin eu. De clasare, la următorul dosar, în data de 8-6-2018, în numitul este Arcănuț, asistat organe de cercetare penală pentru faptul că primarul stațiunii Tegorna, împreună cu alți funcționari publici din cadrul primăriei, respectiv Diborchi, Laura, Poleanschi, Roxana, Elena și Ciudăneau, împiedică în mod abuziv pe temei de origine etnică romă să-și exercite activitățile comerciale în perioada localității. S-a început urmărirea penală prin ordonanța din 18-6 pentru fapt asistat. De referat organelor de propun, s-a propus clasarea stat. Și dispune, domnul procuror, următorul lucru. Clasarea cauzei privind creșinării Ștefan Timborski, Laura, Boleanschi, Roxana și Suciu Doina pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, întrucât fapta nu există. Și atunci s-a adresat instituțiilor abilitate și instituțiilor s-au învățat. Cine s-a de-a vindătat? Tot de mutat, președinte, procuror. Mai are cineva ceva de adăugat? Nu. De care închisă ședința? Mulțumim!